Este într-adevăr cel mai critic moment al sezonului pentru bucureșteni. Au pierdut 7 puncte în ultimele 3 etape. Iar Universitatea Craiova începe cu Mitrovic în poartă, așezare 3-4-3, Popa, Kelly și Thiago Pereira în apărare, Dimitrov, Mateiu, Zlatinski și Bancu la mijloc în față, Gustavo, Băluță și Mitriță. Sunt accidentați Gardoș și Vic, dar în principiu cam asta este cea mai bună echipă a Craiova. Spuneam, FCSB a pierdut 7 puncte în ultimele 3 etape, atmosfera s-a stricat în vestiar, iar patronul oferă la foc automat informații picante din intimitatea echipei, ca un veritabil insider. FCSB cu Bălgrădean în poartă, 4-2-3-1 așezarea, Benzar, Planic, Momcilovic și Junior Moraes în apărare. Pintilin și Ovidiu Popescu la închidere, Teixeira, Tănase și Coman, mijlocaș ofensiv, vârf de atac, Edi Nioere, câteva surprize importante, Alibec nu este nici pe foaie, n-a venit la Craiova, iar Budescu și Man sunt rezerve. Budescu cel puțin a fost doar de 4 ori rezervă în acest sezon de Liga 1. Iată banca de rezervă a celor două echipe. Lovitura liberă acum, Gustavo foarte bine demarcat, minge pentru foarfeca lui Băluță în blocaj. Încep să apară primele probleme pentru defensiva lui FCSB. Pus bine corpul acolo de Gustavo, se încurcă cei doi esteviști. Băluță, Mitriță, sprintează, singur cu portarul, Mitriță blochează Bălgrădean. Să absolut caragioasă, Ovidiu Popescu și Planiș se încurcă reciproc, minge așezată lui Mitriță. Prima atingere este perfectă, a doua e puțin cam lungă și Bălgrădean profită, iese și parează cu pietre 100% Ovidiu Popescu și Mihai Mitilin. Gata cu din nou sprintul lui Mitriță. Pas în fața porții, Gustavo ajunge însă la timp Junior Moraes și salvează o minge extrem de grea. Aproape fiecare contraatac al Craiovei creează panică. Foarte bună deviere, excelentă deviere, la fel de bun și reflexul. Bună deviere al lui Coman pentru Pintilii. Pintilii are spațiu, dar are mingea pe stângul și nu este, a fost Tănase, minge pe stângul, șut nu prea grozav, dar devierea a fost bună. Iată, șutul trece printre picioarele lui, în poarta formației craiovene în acest sezon. Minge deviată, ajunge la Teixeira, care trage bine, șut frumos, puțin peste poartă. Încă o dată, reluarea din întoarcerea lui Teixeira, execuție frumoasă a celui care a înscris în ultima partidă susținut. Minge în flanc pentru Benzar, centrarea lui Benzar, lovitură de cap, continuă Tănase, care ratează incredibil. Da, a lovit mingea destul de slab, e puțin ieșit de pe traiectorie, o împunge mai mult, bate Mitriță. Minge bine, aruncat în care, o lovitură de cap, minge respinsă în bară, fantastic de Bălgrădean. Thiago Ferreira putea să deschidă scorul. Deci, lovitura de cap a lui Ferreira, plonjon disperat a lui Bălgrădean, minge împinsă, un ultim efort în transversală. Foarte bun reflexul lui Bălgrădean, care își salvează încă o dată echipa. Pe Bancu, aruncă mingea bine pentru Benzar. Benzar centrează pe jos, minge deviată, plonjon la sacrificiul lui Mitriță. Și
situație bună. Situație bună de atac, ratată de Benzar. Foarte bună pasă dată de Denis Mann. Deja lumea de la peluză în picioare. Udescu. Teixeira. Din nou minge deviată. Iarăși corner. Era bun șutul. Teixeira râde ironic. Ca și cum ar fi depășit de situație. Benzar. Centrare prea tare. Minge era cât pe ce să treacă printre picioarele. Prima venită de la Teixeira. Tănase ține de minge. O să o piardă. Nu, reușește să treacă Tănase. Pas în fața porții. Și înscrie Teixeira. Minutul 86. Gol FCSB. Cu 4 minute înainte de final. Teixeira, cel care a trimis Dinamo în play-out, înscrie un gol care ar putea deveni crucial sau în orice caz ar prelungi speranțele Stelei până în ultima etapă de campionat. Tănase a reușit incredibil să se întoarcă cu doi adversari. Iată pasa venită de la Teixeira. Tănase în stilul lui se complică, ține de minge, doi oameni în spatele lui. Totuși Tănase trece formidabil de Kelici, mingea ricoșează apoi la Teixeira de la Screciu, abia intrat.